România este împărțită în două anotimpuri. Dacă în zona de sud, sud-est și vest a țării avem parte de temperaturi ridicate care ne duc cu gândul la zile senine de primăvară, în zona Moldovei iarna nu se lasă cu una cu două. Aici meteorologii anunță ninsori, lapoviță, ploaie și depuneri de polei. Specialiștii ANM au transmis o informare meteorologică valabilă de aseară până duminică la ora 10. Până duminică dimineață la ora 10 vorbim pentru zona Moldovei, mai ales partea de nord și centru, precum și zona montană aferentă, de perioade în care să avem precipitații sub formă de lapoviță sau ploaie, se va depune polei. Nu în ultimul rând, ninsorile vor fi moderate cantitativ, vor determina depunerea unui strat nou de zăpadă, iar cantitățile de precipitații se vor situa în general între 10 până la 15 litri pe metru pătrat. Dacă în Moldova sunt zile de iarnă autentică, în sud avem parte de temperaturi de primăvară, care vor ajunge chiar și până la 17 grade Celsius. Pentru zona de sud, sud-est și chiar și vest a țării discutăm de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Vom consemna valori mult mai ridicate, 15, posibil 16, chiar 17 grade Celsius la sfârșitul acestei săptămâni și în primele zile din săptămâna viitoare. Meteorologii anunță că de săptămâna viitoare se va încălzi în toată țara. Săptămâna 8-15 februarie, așa cum arată estimările pentru următoarele 4 săptămâni până în jurul datei de 8 martie, mai ales săptămâna viitoare va fi caracterizată de valori de temperaturi mai ridicate în toate regiunile, dar mai ales în extremitatea sudică, acolo unde abaterile termice se pot situa cu 5-6 grade Celsius peste ceea ce ar fi normal la nivelul temperaturilor medii săptămânale. La rândul lor, medicii susțin că fluctuațiile de temperatură au efecte negative asupra organismului, care are nevoie de cel puțin 14 zile de adaptare la schimbările climatice.